Hello, hello, dragii mei! Bine ați venit la un nou clip și bine ați venit pe acest canal. Eu sunt Oana. Pentru voi am pregătit astăzi tot un unboxing. Da, văd că de ceva timp unboxing-urile se țin așa în lanț, unul de celălalt. Da, ce să facem dacă avem multe chestiuțe de unboxuit? Am două colețele, dar probabil o să încep cu Zivada. Sper să fie produsele de acolo, pentru că nu scrie pe el de la ce ar trebui să fie. Celălalt colțel o să vedeți în alt clip. Anyway. Parfumele, chestiuțe. Da, tot am auzit de acest site de foarte mult, de multe ori și de mult timp, dar nu aveam încredere, nu știam ce este cu el, dacă este în regulă. Și acum ceva timp postasem un unboxing de pe alt site și era vorba de un parfum de la Cacharel și una dintre voi, cred că Oana, tot Oana, thank you, cred că tot mi-a lăsat într-un comentariu că de pe acest site pot să găsesc un alt parfum de la Cacharel care e cu ciocolată, de care eu habar nu aveam. Și tot așa la un preț accesibil. Bineînțeles că am intrat, am văzut, fără doar și poate l-am adăugat în coș și am mai adăugat încă vreo 3-4 pe lângă. Anyway, asta sper că se află aici. Dacă nu este Zivada, dacă nu este de pe site-ul ăsta, înseamnă că trebuie să o iau de la capăt cu toate discursurile. Anyway, haideți să începem să-l desfacem. După cum aud, par a fi parfumele, deci nu este chiar greu. Da, da. Hai să-l desfacem. Mai îți vede tare ciudată șuvița asta cum stă aici, hai să mai rea. E extrem de cald, nu știam cu ce să mă îmbrac, sorry. Sunt multe chestii dintre astea. Și da, cred că așa este. Deci avem parfumele. Nu știu, acum în acest timp cât filmez, poate telefonul e prea supra-încărcat, supra-încălzit, nu știu, filmează puțin sacadat. Sper că voi să mă vedeți cum trebuie. Cu ce să încep, cu ce să încep? Hai că le luăm așa random, o să începem așa cu un parfumel. Toate sunt învelite individual și asta îmi place foarte mult. Oh my god, cu parfumul ăsta am fost așa, băi, să-l iau, să nu-l iau. Nu știam ce cu el, n-am avut niciodată, n-am auzit nimic despre el, dar l-am vrut. Nu mă întrebați de ce. Este vorba de Flor de Murier. Nu știu cum se pronunță, Flor de Murier. La Karl Lagerfeld. Sorry că am stălcit. Nu dețin nimic de la acesta, am auzit de acest brand, mai ales la haine, papuci, chestii, trestii, dar de parfumuri n-am auzit. Un parfum la 50 de ml. O să vă las undeva pe aici afișate toate prețurile, pentru că eu habar nu am. Nu mai țin minte cât au costat. Oricum, destul de multe reduceri pe acest site. Parfumuri, băi, la prețuri destul de accesibile și destul de ok. Eu înainte de a da comanda, m-am interesat și pe diferite grupuri de parfumuri de aici din țară, de pe Facebook, și majoritatea au spus ok. Într-adevăr, a venit mai greu. E posibil că nu vin de la noi din țară, vin din altă țară, așa că Cehia. Și, na, am dat-mi place cutia, e super tare. Are niște detalii, așa oricum să încerc să vă fac cumva un close-up. Ia să îl desfacem. Eu mi-l imaginez ceva un floral, fresh, sau un fresh, dulce, ceva de vară. O, ce drăguț, sticluță așa mai simplă, foarte drăguț. Da, nu am un telefon la îndemână ca să vă citesc notele. Lagerfeld. Deci hai să vedem ce ne listează fragrantica. Deci, top notes, note de vârf. Are red currant, deci trebuie să fie ceva niște coacăzi roșii, portocal și frunze de raspberry, în fine. Coacăzi roșu, portocal și zmeură, apoi violet cu crin de vale, floare de portocal și muri. Apoi, la final, are musc, vanilie și lemn santal și chihlimbar. Nu prea îmi plac mie descrierile astea, așa nu înțeleg eu mare lucru, mie îmi place să le văd așa listate ca lumea, ca să-mi fac o idee despre ce este vorba. N-am blotări. Eu pe mâini miros de toate, tot am mai testat parfumurile astea. Nu n-am filmat, doar am testat în casă.
Da, am simțit ceva fresh, ușor fructat. Mamă, dar știu. Miroase un parfum de la Avon Oriflame, ceva genul. Nici măcar nu l-am pulverizat și deja miroase de atomizor. Fai, mamă. Da, ok, cursul ăla că... Atomizor ok. Da, la început are acel mosc animalic, care îl găsesc și în Masked Grey de la Zimaia. V-am zis că și el are un mosc animalic puțin deranjant la început. Da, miroase ușor agraj, așa. Dar după ce se așează, știu că o să fie mișto și știu că și persist. De asta l-am și luat. Băi, în sfârșit, unul care să persiste ca lumea. Chiar dacă la început miroase ciudat. Deci ca note de vârf are mosc alb, șofran și lămâie, note de mijloc flori albi și asomie, notele de bază iar mosc alb, cedru, chihlimbar sau ambră, rășini și rezin, am uitat ce înseamnă. Da, miroase puțin avocuță deocamdată. Lăsăm să așeze pentru că știu că o să fie super, super fain. Dar nu pentru început, no way. Da, cred că nu cred că există persoane care să nu știe cu ce să mănâncă un bacara ruj sau măcar o clonă, da, ce miros ar trebui să aibă și... Da, e ciudat la început are, dar știu că o să fie fain. Ei, noi mai avem 3, deci v-am zis că sunt 5, deci mai avem 3 parfumele. Mai avem aici încă unul care a fost extrem, extrem de lăudat și abia ce l-am găsit, este de la Hadlaj, este vorba de Harema Sultan. La fel, extrem, super lăudat, atât pot să zic, este un ulei parfumat și l-am găsit într-adevăr la un preț foarte bun, cred că sunt 100 de lei. Da, într-adevăr, cutiuța e superbă,
Da, asta e o altă cutiuță pe care nu cred că o să am cum să o arunc. Aici aveam un sticker de originalitate de la Hatlaj. Haideți să vedem de ce a fost atât de hăpuit acest lei. Oh, ok, stația. Wow, deci așa arată. Cât e de mișto. Vai, mamă.
noi. Ca și bază, vanilie, moscal, blend santal și în inimă la lea, trandafir și magnolie. Puțin defect. Aici folosesc eu chestiile astea. Și da, scrie pe el, yes, I am, cașarel. Ia. Seamănă cu original. Deci seamănă cu yes, I am. Doar că se simt un mic hint de cacao. Deci e fix yes, I am, doar că cu cacao. Hai să vedem, deci notele de vârf sunt pudră de cacao, alunii, cardamom și mandarină verde, notele de mijloc neroli, portocalul și asomie indiană și notele de bază lemn santal și ciocolată neagră. Deci, oh my god, începe să devină cât mai delicios și cât mai gurmânțel. Deci, yes, I am originalul combinat cu ciocolată. Da, și într-adevăr e să iem și delicious. Oh my god, ce-mi place. Deci îți mulțumesc tare, tare mult pentru acest pont. Am zis că nu știam de existența lui. Și având în vedere că l-am găsit acum, sunt foarte, foarte mândră. Da, deci cui îi place e să iem și îi place și ciocolata. Deci vă zic, combinația ideală dintre aceste două. Eu o să vă las link-uri în descriere, link-uri la parfumuri la care se mai găsesc. În cazul în care nu găsesc link-ul pentru un anumit parfum, înseamnă că nu mai este în stoc și îmi cer scuze pentru asta, dar nu este vina mea. S-au cumpărat. Anyway. Da, deci e să iem delicios. Deci e fix cum zice și denumirea. Deci, da, încă un rujuleț de pus acolo la colecție. Extrem, extrem de mândră.
E unul din parfumurile mele preferate. Yes I Am, originalul, care e dulce, puțin citric, puțin fresh și spicy, combinat cu ciocolată și cu cacao. Same thing anyway. Deci da, oh my god, sunt extrem, extrem de fericită, extrem de mândră că le am reușit să pun mâna pe ele. Recunosc că ăsta nu prea mă dă pe spate, dar o să-l țin acolo pentru că, why not, poate între timp să mai schimbă gusturile, mai combinăm cu ceva. Și mă scuzați pentru că îmi vedeți fața ca un balon, dar telefonul, camera stă cumva mai jos decât sunt eu și automat mă vedeți cu vreo 30 de kg în plus. Cam atât cu acest episod. Între timp a venit și Noel, s-a trezit din somnic, copiii s-au dus să umplu piscina cu apă și se bălăcesc în piscină și eu am rămas ceva cu neoane aici, nu? S-a trezit, fetița. Say hello. Say hello, a dormit amigo. Uite, s-a dormit. Vezi faci nani? Da. Bine, dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să-mi spuneți în comentarii dacă voi v-ați comandat vreodată de pe acest site. Bine, dragilor, cam atât pentru astăzi. Eu sunt Oana și m-am pupat.